reprezentanți ai administrației centrale, județene și locale, stimați părinți, stimați invitați, dragi părinți, dragi copii. Suntem în finalul ediției a 7-a a concursului internațional de interpretare pianistică Clara Pea Lugoș 2019. Am avut plăcerea, bucuria să fim gazdă unui număr record de participanți, aproape 150 din 13 orașe din România, și încerc să enumăr: Arad, Timișoara, Lugoș, Caransebeș, Reșița, Petroșani, Deva, Alba Iulia, Târgu Jiu, Slatina și Ploiești, Republica Moldova, Chișinău și Republica Serbia, Vârșeț. Mulți copii excepționali, ne-a fost greu să jurizăm, să departajăm talentele, să oferim premii întâi cât mai obiectiv și cu atât mai mult punctajul maxim care le permite celor care obțin acest punctaj maxim, 100 de puncte, să evolueze în gala laureaților pentru câștigarea marelui premiu și a trofeului de cristal Clara Pea, pe care îl observați, îl vedeți strălucind pe masă. Vreau să vă prezint juriul. Juriul a fost prezidat de conferențiar universitar dr. Carmen Manea de la Universitatea Națională de Muzică din București. Secundată de profesoara Tatiana Mârgia, directoarea Școlii de Muzică Iosif Marincovici din Vârșeț. Din păcate n-a putut să fie prezentă la această oră cu noi. Din jur au făcut parte și doi profesori de la școala noastră, Școala Gimnazială de Muzică Filaret Barbu, profesoara Carmen Schöner, șefa Catedrei de Pian, și cu permisiunea dumneavoastră și eu. Premiile, ca de obicei, sunt generoase, consistente, diverse, în primul rând datorită reprezentanților comunităților locale. Și poate, în primul rând, bisericile de toate confesiunile, și nu o să le amintesc ca să nu omit pe cineva. Este un lucru extraordinar care impresionează pe oaspeții noștri, pe copii din alte orașe, această comuniune între diferitele confesiuni, între diferitele culte, care în fond este specificul orașului nostru, cu o tradiție multiseculară, interetnică, interconfesională, de cea mai frumoasă armonie. Aproape un exemplu pentru ceea ce înseamnă astăzi Uniunea Europeană. Fără ajutorul bisericilor, al ONG-urilor, al multinaționalelor, al unor firme private, hoteluri, persoane particulare, în final o să încerc să enumăr câteva instituții, asociații care ne-au fost de mare ajutor, prin, în fond, de mare ajutor copilor, pentru că ei sunt țelul, scopul către care se îndreaptă gândurile noastre. Copiii merită foarte mult, aproape totul din partea noastră. Și dacă nu oferim copiilor, atunci nu știu cum ar trebui să oferim răsplata, mulțumirea și felicitările noastre. Distinși spectatori, vom începe această festivitate, această gala laureaților, cu un moment special, un moment muzical, în care îl veți asculta pe câștigătorul marelui premiu al ediției precedente, 2018. Alexandru Mihai Piroi, fost elev al Liceului de Artă Ion Vidu din Timișoara.
În momentul de față, Alexandru Mihai studiază încă în România cu maestrul Eduard Kunz, pianist concertist, ambasador Yamaha în România și cu profesor universitar dr. Manuela Iana Mihăilescu, pregătindu-se pentru admiterea la conservatorul din Paris. Suntem onorați că îl avem ca oaspete pe micul maestru Alexandru Mihai, pe care îl invităm la pian înainte de a anunța repertoriul. Ne va cânta trei piese: Erik Satie, Gnosien numărul 1, Piotr Ilici Tchaikovsky, 5 piese din album pentru copii, și Robert Schumann, Arabesc. Îți dorim succes! Thank you.
Îi mulțumim lui Alexandru Mihai Piroi și dorim succes la Conservatorul din Paris. Distinși reprezentanți ai administrației centrale, județene și locale, distinși profesori, părinți, dragi copii, începem mult așteptata festivitate de premiere a celor mai buni dintre cei buni.